am reîntâlnit la ședința de Consiliu din data de 29.07.2022. Ați primit materiale. Eu de a zi aveam la punctul 1 proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare. Vă cer acordul să înlocuim modificarea rețelei școlare pentru că era o procedură foarte complexă. Ieri trebuia să primim avizul de la inspectoratul școlar. Și mi-a zis să înlocuim modificarea rețelei cu școlare cu relocarea a două clase de copii de la școala 1, școala gimnazială 1 Opâncești, la școala Pâncești 2. Vă știți, cum știți cu toții, am fost reabilitat corpul de școală de la Pâncești 2, de la Federea Colonii. Sus, pentru ca să poată funcționa acolo, îmi trebuie aprobarea Consiliului Local și în loc de modificarea rețelei școlare, o să aprobăm relocarea a două clase de copii în vederea, vederea funcționării cursurilor școlare. Nu sunt un program, nu mai schimb unul. Până acum funcționa de ani de zile, schimb doi. Ca să poată funcționa, nu am niciun schimb, noi trebuie două clase și le-am făcut la 52 acolo. Zilele astea trimitem avize și către DSP, corpul de școală are apă curentă, cu toalete, cu igienizare, tot ce trebuie, trebuia să afară pe magazin de lemne. S-a lucrat la reabilitarea corpului școală, s-a lucrat în colaborare cu școala, deci de pe bugetul școlii s-au făcut clasele și s-au zugrăvit. Noi am făcut din bugetul local toaletele și holul exterioarele, s-au făcut pe fațada exterioară, pe bugetul primăriei. Lucrările au fost recepționate și plătite, care au fost la primărie, la școală, fac din bugetul de întreținere a școlii, igienizare și cealul de loc. La punctul 2 rămâne ce avem acolo, punctul 3 avem punctul, la fel rămâne analiză cooperativă și mai introducem un nou punct, cerem aprobarea să mai introducem un nou punct, la punctul 4, aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Devizul general, l-am aici. Devizul general al obiectivului de investiții, reparație la sistemul 3 de alimentare cu apă Pâncești, care la fel a fost dat zilele astea și am primit documentația. Vrem să introducem acest punct pe ordinea de zi, întrucât pe sistemul 1 de apă Pâncești sunt 800 de abonați și nu ajunge apa pentru tot ce 800 și căutăm cât mai repede să suplimentăm, să luăm 200-300 de abonați cu tot să putem pe rețeaua asta, să-i mutăm pe sistemul 3 de alimentare cu apa. Reabilitarea va dura câteva luni de zile cu procedurile de, care urmează conform legii achiziții publice. Plus avizările cu Direcția Sanitară Direcția Sanitară Publică și Mediu, ca să putem funcționa. La punctul 4 avem diverse care ce rămâne. Dacă îmi permiteți, domnul Ionieș, care era președinte de ședință astăzi, întârzi puțin. Dacă vreți să propuneți pe altcineva să preia lucrările ședinței de astăzi ca și președinte, doar pentru până la venirea domnului Ionieș. Propuneți-ne. Domnul David, propunerea. De acord. Puneți la vot și dacă sunteți de acord cu introducerea. Bă, dar de, când intră. Da, când vă rog să punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Vă rog să punem la vot cele declarate de domnul primar al comunei Pâncești, din modificarea Citesc 2 și 3. Pentru că proiectul nu a fost modificat, trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pâncești, de sub administrator primarul comunei Pâncești. Doamna secretară, să vă prezint.
Știți foarte bine că avem puteri contrarii. Noi trebuie, suntem obligați prin lege să avem un auditor, doi auditori, să avem compartiment de audit. Am modificat, am redenumit compartimentul strategiei dezvoltare în compartiment audit public și am transformat postul vacant contractual din inspector de specialitate în auditor, grad profesional superior, funcție publică, și s-a făcut mutarea postului vacant de referent clasa 3, grad profesional superior, studii medii, la compartimentul redenumit audit public și transformarea acestuia în auditor, grad profesional principal, studii superioare. Modificarea asta am făcut-o în urma celor solicitate de la Curtea de Conturi. Deci asta este singura modificare de la organigramă. Întrebare. Și stat de funcție. Da. Postul de loc pe cineva sau urmează scos? Când scos la concurs, în momentul când se ridică restricția privind scoaterea la concurs a posturilor vacante. Rămâne vacant. Dar noi trebuie să realizăm măsura stabilită de Curtea de Conturi. Dacă sunt dezbateri, întrebări, dacă nu, trecem să punem la vot. Punctul 3. Informare referitoare la modul de desfășurare a activităților de la Cooperativa Agricolă Valea Bisericii din Comuna Puncești și situația lucrărilor de întreținere a pășunii comunale închiriate. O să vă prezint o informare la Cooperativa Agricolă înființată din 2017, 10 mai 2017. Cooperativa Agricolă Valea Bisericii a fost înființată în Registrul Comerțului numărul 3751616 din data 05-10-05-2017. Ca inițiativa conducerii primăriei din timpul cea la primar, viceprimar, unde au fost țintite următoarele obiective. Creșterea efectelor de animale, ovine, bovine, capline, cum ar încerci, deci acolo. Menținerea efectivului optim de animale pe hectare, pe hectare de pășunat încât să fie eligibil la APIA pentru încasarea subvenției pe hectare. Aici ne referim la pășunatul optim cu 0,3 litri mare pe hectare. În anul 2018 s-a depus un proiect pentru achiziția abatorului platformă prin fonduri europene pentru abatorizarea meilor și vițeilor. Proiectul a fost depus, nu a fost finalizat, dar el a fost înregistrat. S-a avut în vedere o mai bună gospodărire și s-a întreținerea pășunii comunale închiriate prin fertilizare, curățare de materiale mnoase, mușunoaie și activități prevăzute în amenajamentul pastoral. La adunare generală după înființare, când s-a ales conducerea cooperativei, au fost prezenți în calitate de invitați. Primarul Grădinarul Șinel, subcernatul, viceprimarul Moțo Costel, medicul veterinar Stolicianu Mihai. Astăzi au fost invitat la adunare generală a cooperativei toți fermierii din comună care intenționau să pășuneze animale, ovine, capline, bovine, pe pășunea care urma să fie închiriată de această cooperativă. Au participat circa 40-50 de cetățeni, proprietari de animale. Au mai participat din partea Consiliului Local Puncești, consiliera Turcu Leontina, care a întocmit și un proces verbal de ședință. În această ședință s-a ales administratorul cooperativei, Mătăsarul Ionel, pe perioadă de 4 ani, respectiv până la data 27.04.2021. În cadrul ședinței s-a mai stabilit faptul că lucrările de întreținere a pășunii prin fertilizare, curățare de spini, întreținerea pășunii, adică toate activitățile care se pot face, se va face de către cooperativă și recepția acestor lucrări se va face de către Comisia de la primărie, compusă din viceprimar Moțo Costel atunci, la timpul la președinte, ca președinte viceprimarul, Pricopi Monica, agent agricol, secretar, Vasile Valentin, membru. În 2017 până în prezent, în fiecare an am vizat un centralizator cu numărul de animale,
care acopere efectivul de animale pe suprafață închiriată de cooperativă și s-a eliberat adiverența APIA la data eliberării adiverenței APIA. Cooperativa avea achitată taxa de închiriere pe anul anterior. Deci, în fiecare an, cooperativa și-a achitat taxele. Avem documentația care se poate. În urma controlului curții de conturi din 2019, nu s-a înregistrat neconformități care să impună luarea de măsuri. În urma controlului de la curtea din conturi din 2022, s-au cerut documente pentru verificare și am observat următoarele. În raportul președintelui Cooperativei Agricole Vale Bisericii din data de 31.12.2019 apare așa în raportul președintelui la 31.12.2019 venituri totale 356.476 lei, venituri de subvenții 356.476 lei, deci aceeași sumă. Cheltuieli 232.323 de lei, din care îngrășăminte urei 37.200 9 lei, salarii și contribuția frente 51.048, combustibil 21.429 de lei, concesiuni 101.054, servicii contabile 3.975 de lei, taxa privind închirierea pășunii fiind în sumă totală de 116.679 de lei, care au fost achitate integral la casieria primării Puncești. În anul 2020, raportul președintelui la 31.12.2020 prevede următoare. Venituri 334.034, venituri totale. Venituri de subvenție, aceeași sumă, 334.034. Cheltuieli 454.984, din care îngrășăminte 103.298, salarii și combustibil, salarii și contribuții, aferente aceste 108.769, combustibil 42.865 de lei, concesiune 167.357 de lei, servicii contabile 5.676 de lei, impozite și taxe 15.240 de lei. Raportul președintelui cooperativei la data 31.12.2021, ultimul an analizat, pe aia venituri totale 388.923 de lei, venituri din subvenție, aceeași sumă 388.923 de lei, cheltuieli de 443.725, din care îngrășăminte urei 136.313 lei, salarii și contribuții aferente 112.884 de lei, combustibil 94.491 de lei, concesiune 83.898 de lei, adică concesiunea s-a achitat numai 50% pe anul 2021, că nu au mai fost bani. Servicii 9.766 de lei, dobânzi 6.371 de lei, pierdere pe cooperativă 54.802 de lei. În urma analizei pe ultimii 3 ani, raportul președintelui și a procesului verbal de adunare generală a cooperativei și a raportului deceselor privind gestionarea cooperativei agricole de Valea Bisericii s-a constatat următoare. Procesul verbal de ședință al adunării generale pe ultimii 2 ani sunt semnate de numai de persoane angajate în cooperativă, iar pe 2019 nu sunt semnate deloc. Sau nu s-au adus, nu s-au prezentat. Nu s-a respectat clauzele contractuale privind obligațiile chiriașului în forma managementului pastoral. Adică nu s-au respectat cantități de reșimente la fertilizare, sămânțare, supra-sămânțare, curățare de sprin, de moșunaie, etc. Nu s-a justificat cu procesul verbal de recepție a comisiei cheltuielile făcute în cooperativă. Nu a beneficiat în mod indirect toți fermierii de plata subvenției pe hectar, în mod indirect. Conform prevederilor contractuale, de la capitolul 9 litera E, încetarea contractului are loc atunci când locatarul, chiriașul, nu respectă clauzele contractuale, adică nu a efectuat lucrările prevăzute în amenajamentul pastoral. În cazul imposibilității obiective 2, în cazul imposibilității obiective a locatarului, a chiriașului, de a exploata suprafața de pășune, prin diminuarea efectului de animale sau prin renunțarea cu notificare scrisă de către chiriaș, dacă nu vrea să mai țină. Deci are trei
treie puncte prin care se face. Propun Consiliul Local Pâncești ca până la sfârșitul acestui an să fie rezeliate contractele de închiriere a pășunii și reluate procedurile de închiriere conform legii 268/2022 cu modificările și completările ordonanței de guvern 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii funcționare numărul 18/1991. Până în 1 octombrie vom veni în Consiliul Local spre aprobarea regulamentului privind modul de atribuire a pășunii, drepturile și obligațiile atât al locatarului cât și al locatorului. Mulțumesc pentru ascultare. Asta e informația. Da. Noua lege a apărut acum de câteva zile. S-o introduc la articolul 9, care vă dau citire să vedeți obligațiile și a primării și a Consiliului Local. Articolul 9, alineatul 1, 2 și 2 apătrați, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 9.1. Pentru punerea în valoare a parcelor aflate în domeniul public al comunelor, orașe, respectivă municipiu și pentru folosirea eficientă la acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, în baza crescătorilor de animale, persoane fizice și juridice, având animale înscrise în RNE și în SIE, încheie contracte de concesiune sau închiriere în condiții legii pentru suprafețe de pași disponibile proporțional cu efectivele de animale, deținute în exploatare și pe perioadă de cuprință între 7 și 10 ani, pentru punerea în valoare a pașilor aflate în domeniul privat al comunei orașelor. Da, prin unități administrative prin primare, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, în baza cererilor crescătorilor de animale. Deci, trebuia să vă faci în baza cererilor, respectând legea 268/2022, din 22.07/2022. O să urmeze ca în decurs de 2-3 luni zile să adaptăm să un regulament de atribuire a pașiștilor izrazul comunal către crescătorii de animale. Regulamentul vom prezenta în Consiliul Local. Deci am luat ca termen 3 luni de zile, ca din octombrie până la finirea anului, crescătorii de animale să aibă timp să-și depună documentațiile cu cereri, cu tot ce se va cere prin acel regulament, respectând legea pașturilor și celelalte legi care ne impune să închiriem pășunea. Dacă așteptăm întâi rezilierea, de aceea vă cer să rămânem spațiu mort. Că, până când închiriem, până ce trece martie-aprilie, una că s-ar putea să mai ia subvenție și pe perioada din ianuarie până în aprilie-mai, când se va face închirierea, nu se va regăsi perioada asta niciun contract. Toată suprafața de pășune e la cooperativ. Deci am trecut acum 2 ani, reziliat 10 agrofarm că au vândut animale. Cum am citit acolo, dacă o mulțime de animale trebuie să reziliez total. Și l-am luat cooperativă în continuare. A existat o singură cerere, la cooperativă. Da, cooperativ. Bun, exact. Dacă îmi permite. Deci să înțeleg că nu și-a făcut treaba, nu? Da. Cooperativă. Da. Absolut deloc. Greșelile sunt și de partea noastră, că nu le-am notificat la timp, că nu ne-am... Am uitat să completez, că astăzi au fost invitat și... Ați aminte, discuția asta era de la... Dumneavoastră l-ați sprijinit pe domnul Mătăsaru. Nu, eu am sprijinit cooperativa. Cooperativa și pe domnul Mătăsaru. Domnul Mătăsaru l-a valiat adunare generală, la care a fost împreună viceprimar. Eu n-am hotărât pe cine să... Ei și-au mărit salariile într-un an de la 50.000, nu? Din cât am înțeles. Nu, au mărit salariaților. Ei de la... Da, au 100 și ceva de... La 50.000 salarii. Deci, într-un cuvânt, în loc de un salariat cu jumătate din normă sau nici un salariat, cum da, și recomandat cu tele, contra eu am angajat 4 salariați. Sumele provenite în cooperativ provin pe urma centralizatorilor la mai mulți cetățeni, care dacă vreți, vă dau citești și astăzi, vedeți cum se încasează. Deci, sunt 16 fermieri care au depus și aveau, o să vă spun numai, ca să vă dați seama, fiecare. Sandu Constantin, 10 hectare îi revenea, conform numărul de animale. Sandu Constantin, de la Dinestit, Sandu.
10 hectare, 600 lei la hectar. Moralul ne place, măsoară. Are 114 caprine și 201 ovine, îi reveneau 28.200. Ăsta banii intrați în cooperativă prin animale, efectiv, pe trăirii, 21.000, Petra Veronica 1.800, Tepicianul Gheorghe 34.200, Tepicianul Valencia 3.003, Tepicianul Georgian Alexandra 28.003, Lazar Costel 25.000, Apostol Vasile 14.000, Floria Maria 28.000, Chiriac Marinela 12.200, am zis pe aproximație, Turcu Daniel 42.000, Lazar Iulia 7.200, Popov Vidu 22.200, Mătăsarul Ionel 39.600, Mătăsarul Ionuț cu ei 40.000. Deci astea sunt salarii. Astea sunt sumele care au intrat pe subvenții, datorită numărul de animale. Efectiv, pe salarii avem pe ultimul an, ca să mă numesc. Da, comisia care ați constituit-o, nu știu, dumneavoastră, domnul Vasile, doamna Monica, da, pe care ați numit-o. Da. Cine a numit-o? Prima. Dumneavoastră, nu? Da. Înseamnă că ei nu și-au făcut treaba. Adică ei nu au fost pe teren să constate că au cheltuit 1.000.000 motorină vechi, nu 90.000 de lei motorină și arbuștii s-a acolo, nu au curățat, nu s-au făcut. S-au închiriat la primărie cu care au curățat izlazul acolo unde a fost nevoie, că nu toate suprafețele de pășuni erau... Atunci nu-și fac treaba, atunci o fac. Le-am solicitat în nenumărate rânduri să aducă documentele pe care le-au adus acum în urma solicitării Curții de Conturi, ca să putem să avem o oglindă cât exact, mai clară. Exact, ultima vizită a Curții de Conturi, la fel. Da. Și acum am constatat că sunt... Deci comisia anumită de către primarul vizat mai mult partea de absorpția subvenției, adică numărul de animale și mai puțin partea de după subvenții. Da. De ce? Din cauza că cooperativa nu a prezentat documente și noi acum am văzut că noi n-am solicitat. Păi i-ați solicitat sau? Sigur că le-am și n-au vrut să aducă? Păi cu amânările. Am întrebat, acolo lumea să citesc tabelul cu numărul cu efectivul de animale și cu persoanele care le dețin. Alea sunt toate animalele? Care s-au scris în cooperativă, mai sunt și care nu s-au scris, plus cerețele de la oameni care... Cei care nu s-au înscris? Da, mai sunt care nu s-au înscris, dacă dețin, eu știu, pășunii private și nu s-au scris în cooperativă. Ăstea sunt pe seama care s-au înscris la aia. Pe pășunea privată? Da, bine. Mai sunt are... Asta e 2021, în 2020. Nu, vreau să spun acum, dar sunt persoane care au ani de colegi. Acum nu scrieți în cooperativă și nu și-au luat, n-au căpătat cei ceva din toți banii. Nu, ăștia sunt cei care sunt. Am observat că aici acum ei au o afacere de familie, după cum se vede. Da, deci e vizibil ca să facem o radiografie acestei cooperative. E vizibil. Familia... Cred că cea unui toată înscrisă. Da, e vizibil că de la an la an s-au dublat cheltuielile și s-au redus cheltuielile pe pășune, pe parști. Deci s-au neglijat inclusiv contribuția la, cum se cheamă, a primăriei și nu s-a mai făcut nimic. Uitați, procesul al adunării generale din 2021. Semna numai cei angajați. În 2022, la fel, în 2022, la fel, numai cei angajați. Deci nu e posibil să ia toate animalele de la cetățean să beneficieze. S-a mărit fondul de salarii nejustificat cu 4 angajați, trebuia să fie un singur angajat cu jumătate de normă. Consumul de carburant nu ne-a prezentat nici un leu, nici o justificare pe carburant, deși curățarea de spirit a fost făcută de primărie cu carburantul nostru. Scopul, bănesc, conform legii, scopul acestor subvenții și a închirierii pășunii este, în principal, pășunatul animalelor și întreținerea pășunii. Exact, da. Ok, cineva muncește, trebuie să fie plătit pentru asta. Dar, cumva, trebuie să se vadă. Da. Cheltuielile cât de cât transparent. Pășunile au fost reținute.
Da. Noi am... Aici nu sunt... Aia, tot, e oglindă, am trecut de acel termen. Da, e... Jumare, da. E adevărat că... E adevărat că sunt dar nu s-o... Nu beneficiat în mod indirect toți crescătorii de animale. Deci noi am citit la înființarea cooperativei, am citit așa, cum v-am citit. Creșterea și ameliorarea rației de animale. Deci oamenii să aibă persoane mai bune, animale mai bune și mai sănătoase. Menținerea efectivului obținut, sau chiar creșterea. Cum am zis, înființarea de un abator ca să toți beneficieze, să abatorizeze mie și viței, care am depus proiectul împreună, dar știți. Deci cooperativa n-ar fi fost rău dacă ar fi existat colaborare între conducerea primăriei și conducerea cooperativei, să prezint documente la timp. Noi recunoaștem că e greșeală și din partea noastră a conducerii că n-am urmărit la timp și n-am cerut notificare de reziliere a contractului cu un an în urmă sau doi. Și atunci, până în 2020, nu scârțit în halul ăsta. Deci, ca urmare, până la final, trebuie să reziliem contractul și să dăm pășunea la crescători de animale, parcelar, pe trupuri de pășune, cu fiecare, cum, câte animale conform numărul de animale, cu certificat fiscal, să n-ai datorii la tax și impozite locale, ca așa se fac la deci nu a fost neapărat rău închirierea la o cooperativă. Pentru o cooperativă, oamenii fiind uniți într-un anumit idei, un anumit țel, când sunt mai mulți, pot face mai mult. Sau o cooperativă poate vorbi numele tuturor. Dar dacă această activitate, această mică afacere, a lucrat doar scop profitul propriu al unora care o conduc, exact. Atunci și ceilalți crescători s-au văzut, s-au fost defavorizați, nu ce corect, trebuie rezilient, dar să vă ajunge din nou cum a fost în trecut. Iar nu vor plăti, iar trebuie să stăm după ei, iar se vor certa, iar se vor bate. O să venim, domnul, o să venim cu regulament prin care să prevedem mai clar atribuțiile celor care închiriază, să prevedem până la momentul închirierii, la 10 mai, când se dă diferențele apia, să aibă plătit o sumă de 50-60%, deci rămân mai puțin ca și chirie. Și în fiecare an, chiar dacă contractul e între 7 și 10 ani, în fiecare an, comisia stabilită de către primar va verifica lucrările cu recepții ăsta și al doilea an, el poate fi pe 7 ani, al doilea an, rezilim contractul că nu a respectat clauzele, adică nu, ce spune în amenajament pe parcela lui. Amenajamentul pastoral e asemănător cu cel silvic. Și acolo prevede, pe trupuri, pășurile din punctul cutare, dacă iacba e distrus și ăsta, se poate face reînsămânțări. Reînsămânțări cu lucrări mecanice, la radius cu este pregătirea solului, cu sămânță cumpărată de la un centru specializat și cum scrie în, în amenajament ce sămânță se cultivă acolo. Deci el, fiecare pitropul lui are, care are spini să-și taie spini, care are de fertilizat, să fertilizeze natural, că... Da, cu, conform datele din registru agricol, numărul de animale a scăzut sau a crescut? Nu, numărul de animale este conform. Nu, dacă mai crescut? Da, sau mai scăzut, dacă... O scăzut, nu. Trebuie să fim realiști și să nu ne îmbătăm cu apă rece. Deci, începând de la intrarea în comună, de la limita cu Corbasca, și până la Petrești, nu avem niciun animal pe raza comunii Pâncești. Și avem pășune 54 de hectare în lunga Dineț, care nu a mai pășunat-o nimeni. Și vreo 60-70 de hectare, chioară cu argea pe aici, roată, care ea nu are nimeni. Dacă știți pe cineva care are animale și solicit pășune, să dă știu că nu e nimeni. Pe Petrești, Soci Fundul Făi, într-adevăr, efectivul acoperă, ca și efectiv optim, acoperă suprafața pe hectare, dar o să prevedem în regulament că în momentul când se termină suprafața de alocare, că nu e licitație, alocare în funcție de cele și în funcție de modul de depunere a cererilor și a documentației. Și dacă se termină, e foarte important cum plecăm el în cererea, că el e titlul lor. Și atunci, cel care e licitație. Nu. Deci o să prevenim două situații. Una pentru animalele cetățenilor, care suntem obligați să lăsăm în jurul statelor. Eu nu putem să trimitem cetățenii cu vaca de pune de la Petre sau de la Dineți. Dar crescătorii de ovine și capline se pot muta, că s-au făcut pastoral întotdeauna. Cel care nu mai prinde pășunii în Valea Biserii sau la Soi și au venit târziu sau nu s-au înscris sau și-au luat animale mai târziu sau, mă rog, din diverse motive și nu mai există pășune acolo,
o să ia în continuare în zona unde nu avem animale. O să ceră Consiliul Local aprobarea și, nu știu, legea permite sau nu permite, ca în cazul când se va termina de alocat toate suprafețele și nu mai sunt solicitări și nu mai avem animale, să ne dăm 2-3 săptămâni și la cei cu animale din comunii vecini care vor să ne închirieze pășunea, în ideea că o pășune fără un efectiv optim de animale se distruge sau cu un efectiv prea, cu o încărcătură prea mare pe suprafață, iar se distruge. Și să căutăm să pășunea din lunga de termenul de pășunea. Da, și să respecte termenul. Păcat că... E adevărat. Ideea când s-a înființat cooperativa a fost o idee pozitivă, că oamenii se vor dezvolta și chiar am gândit că se vor lua sistem de irigație, se vor iriga, că e necesar și irigație, e necesar și un abator, e necesar și o procesare de lapte în zonă. Chiar mă gândeam că în cooperativă se vor copta și fermieri din comunii vecini, iată că nu a fost așa. Cred că ne-am împotmolit din motive diverse și trebuie să punem punct și să luăm de la capăt. E situație economică, nu se mai bat capul, nu mai încearcă, n-au curaj, trebuie bani, trebuie... Timp, dar cum să spun, dar cu cooperativa din putea să susțină autofinanțarea la un fond european, putea să susțină. Putea, dacă nu, e și am ales să cheltuiască pe combustibil și pe salarii. Și sunt cel mai trist e că nu are adunarea. Deci formul conducător al oricărei cooperativi sau oricărei adunare generală, oricărei asociații. Deci adunarea generală o hotărăște. Dar adunarea generală înseamnă să fie majoritatea membrilor care sunt înscriși, atât membri fondatori, cât și nefondatori. Nu contează. El deține animale în cooperativă, s-o lua pe seama animalilor și subvenția, trebuia întrebat, semnat, aprobat, da, nu vreți ce vreți. Luăm instalații de irigat, de picurat, de, eu știu... În Grecia, da? Într-o insulă unde plouă iarna. Atât, plouă iarna. Și avea sistem de irigație până în vârful dealului, deal nu, dar deal, unde aveau culturi, plantații de măsline, aveau irigație până în vârful dealului. Pe toți măslinii, și toate florile pe marginea drumului erau odate. Și la ei plouă doar iarna. Da, era, probabil era privat, nu era în asociere. Nu, era asociație. Sau e statul, sau e privat, nu știu. Da, da. Eu cred că, se certa de anul ăsta, vor rămâne și mai puțini animale. Că statul, da, toată lumea vine. Dacă ar trebui să vedem din partea cealaltă, că și ei au probleme, într-adevăr, cu furajarea. Probleme, asta, dar... Și omul care are 5 vaci nu poate să dezvolte și nu o să dezvolte mai mult. Da, noi am încercat, atât s-au putut face. Ei pot închiria, pășunea de la Consiliul Local în mod individual, dar cooperativa poate merge înainte, nu strică nimeni. Ei au statutul lor, ei se pot dezvolta, pot să facă alte activități de comercializare, de procesare, de ce vor ei. Nu, ei noi nu umblăm la... Soluția pentru dezvoltare este colaborare între cetățeni și între fermieri. Asta e soluția viitorului. Deci s-au văzut că colaborarea a fost cum a fost. Deficitare. Greu. Știm și de la cooperativa Valea Bisericii, nici acolo n-a fost succes. Da, la asta de agricolă, la dieta. La o teamă, așa, la o colectivizare de cooperative și-a avut aminte de ce a fost atât de gen. Da, e adevărat. Deci nu există încredere în oameni. Dacă cineva vrea să umple, ceva spune, stai așa, că vrei tu să te îmbogățești, vrei tu să ne faci cu noi. Cam așa zice. Vreau să putem și eu ceva, se poate, deci încă suntem la capitolul pășunar. Dacă la înființarea stârnilor se cer înțeleg contractul din stârni, nu? Dacă se cere suprafața de teren pe care pășunează și de unde o la ciobenii care nu sunt în cooperare. Am înțeles. Putem prevede în regulamentul care îl facem, conform legii actuale, trebuie fiecare crescător de animale trebuie să justifice încărcătura de animale pe suprafață, indiferent dacă e suprafața lui sau a consiliului local. Deci el trebuie să justifice unii pășunează, nu prin vii, nu prin culturi. Da, pentru că sunt cazuri și, cum o fără știe, că sunt oameni care se plâng, că le pășunează și viile, da?
și terenuri de locul pășură și asta, fără să achită mutare în forță de pe la primărie. Dacă trebuie să voi amici, și treaba de guvernare. Nu, dar eu zic că întreabă pe cetățenii particulare. Și ar fi bine ca fiecare cioban să fie întrebat, să vină cu un contract cu proprietarul, noi am închiriat de la Popescu, da, da. Și vreau de da, o să vedem în contract să le dăm autorizații de funcționare cu 18 lei autorizația, deci stă în asfaltă funcțională în baza unui dosar, prin care el trebuie să aibă fie contracte de închiriere domnul la Pășunea, fie act de proprietate pe Pășunea lui, fie închiriere de la Consiliul Local sau de la cetățean sau de la... Da, hai să vă spun un lucru, chiar ieri am avut un control de la APIA, un spate, în sondaj, și avem o suprafață de teren din ăsta, declarat, 30 de ani, da? Și nu știam că localizată, când mă duc acolo, nu dumne, că e declarată la APIA de altcineva. E ceva de, nu mai știu. Deci, o declarată ea. Mă rog, nu e bai, că e mare impozitul. Dar, vreau să spun, sunt cetățeni care au suprafețe mai mari, care... Dar cum se declară la ARIA? Nu are la TVA. S-a declarat, probabil, localizată la ARIA. S-a declarat mai mult islam. S-a Deci, cooperativa... Cine mai sunt acolo? Nu, fondatorul, dacă vreți să vă spun. Nu, sunt membri care sunt în copilul. Da, e, în mod normal, după 4 ani, trebuia reales, domnul președinte. A fost prin 4 ani, din 31 când s-a înființat. Din 10.05.2017 până în 2021. Deci, 05, 4 ani de zile, ca mandatul primarului. Atunci trebuia reales sau ales altul. Dar nu noi, primăria, ci domnul general. Ei trebuia, bun, avea și obligația să invite din partea Consiliului Local, din cum am făcut noi primată. Din partea primăriei, primar, viceprimar, care are atribuții în modul de administrare. Nu s-a făcut, sau să nu s-a capac, sau ce s-a făcut, sau asta nu... Negligență. Negligență. Și sunt mai mulți factori care... Negligență și din partea noastră și din partea lor. Că... Din partea lor. Ducând da. Animale, nu, noi am vizat mai mult prima parte de încasare a redevenției către primării și să acoperi la APIA, că restul am zis că nu contează, uite, contează. Da, cooperativa rămâne în continuare, poate să-și aleagă alt președinte, să funcționeze motorul, poate să funcționeze tot cu ăsta, poate sigur să e reales. Da, da, a fost problema financiară, cei de la cooperativă, știu că cu câțiva ani, ține-o minte, că să le s-a mărit taxa, chiria, pe hectar. Impozit. Da, dar dacă... Da, da. Și spune, poate au motivat, sau vor să motivează, că nu le mai ajung bani să facă investiții. Nu le ajung, dacă cheltuie de 3 milioane pe sărmătorină, în fiecare zi de 3 milioane se cheltuie mătorină. De ce? De fără nicio justificare. Fără nimeni, de nicio explicație. Cum, dacă anul trecut eu cheltuie... Dacă anul trecut eu cheltuie 4 miliarde, 430, și la primărie eu dau numai 83.000. Cum vă explicați asta? Cereți un bilanț, o balanță. Da, acum ce să faci? Sunteți tot bilanțul ăsta. Pe tot anul să ai 800 și ceva? Da, pe tot anul 2021 au dat 83.895 de lei. Deci 50%. Și-au mai dat diferența în ianuarie, i-am dat pe anul trecut. I-a achitat urmărului. I-am trecut, i-a achitat, dar de unde mai dat anul ăsta, că au dat insuvenția de anul ăsta. Și au făcut, adică noi în restul rostogolim, au dat orii și nu putem merge așa. Deci cooperativa să funcționeze, dar nu pe banii APIA a celorlalți cetățeni. Ca anul ăsta au aumentat 10 stagi de îngrășăminte. Nu vă mai spun că nici alea nu sunt justificate, nu corespund factorii, dar mă nici până, corespund. Ia dați-le niște procente, măcar, dacă mă așa. Te numi... Deci, 39 de toni 77, care se regăsește în facturi, justificat nu este decât 25 de toni. O diferență de 14 toni jumate. Sau valori din 136.000 dintr-1.350.000 pentru
îngrășăminte, justifică 40.000. Justifică undeva un 38%. Deci nu poți 38% să justifici și să spui să meargă în continuare sumă de sfință. Pentru carburant nici nu au adus. Pentru carburant 94.000. Aceste documente, aceste informații ar trebui să le găsească în documentele contabile ale cooperativei. Au sigur un contabil. De acolo sunt luate. De acolo sunt luate. Da, de ei sau de... Ei au adus, uitați, raportul de cenzură. Aveți aici, de plan, tot, raportul cenzurile, bilanța contabilă. Nu, dar aveți și de la contabilitate, pierderi, datorii, ce unde înregistrați. Dar să-i treaba lor, zice. Treaba noastră, pentru că ei dacă se... Trebuie să găsesc informații, da? Sume cheltuite, sume... Eu pot să vă mai aduc la cunoștință și alte aspecte, că domnul președinte Mătăsarul a venit acum vreo 3 luni. Poate veniți prin care să facă credit în statul cooperativ. Și zic, eu sunt de acord să fac credit. Dar adună toți fermierii, să hotărați ca dumneavoastră în general și atunci îți adună, nu să... Și iar o bătie așa am aruncat-o la cort, deci n-am fost de acord. Acum, eu am văzut că am trecut niște două bătie aici, că eu fi luat fără adiverență, să le fi dat așa. Dar asta pierde, asta, pierderea. Ce reprezintă? Pierderea, pierderea înseamnă că o cheltuie bani mai mult decât o avut. Am încasat o subvenție pe... Tot am, da. Și din toată subvenția din către experiență, din 380.000, din 3.800.000, odată 83.000 trebuie cheltuite în bandei, care nu au dat nicio explicație. Și merge mai departe așa. 92 în motorină? 94 în motorină, 112 salariu, 136 îngrășăminte, contabilitate, dobânzi, pe la ce chiar vând dobânzi sau credit ceva. Nu știu. Trebuie să știi că în caz de reziliere și dacă datoria rămâne, rămâne acoperativ. De ce nu se impută la cooperativă? Se impută la cooperativă, la membrii fondatori. Și membrii fondatori sunt partași la câștig și la pierde. Da, dar să fie cei care au semnat, pentru că mulți nu au semnat. Dar nu-i treaba mea, o să fie treaba celor care încasați debitele, nu-i treaba primului. Dar acest proces de vale s-au făcut cu circuit închis și le-au semnat ei și le-au trimis mai departe. O să vadă ce falsă sunt. Mulți nu știu, mulți nu știu din cei care sunt menționați acolo de probleme. Da, am văzut că nu sunt semnate, adică cei care nu sunt implicați în... Dar partea primărie trebuie să fie în contact și să revenim la desfățarea atribuirii adupășunii conform numărul de animale fiecare crescător. Vă pregăte să vedeți pentru momentul atribuirii. Puneți la vot dacă... Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, tot să-ți dea corpului zilele la finele anului și reluarea procedurii de atribuire. Acum, când vă faci rezilierea, trebuie menționat corect motivul rezilierii, ca să nu existe din partea lor. Da, nu trecată dacă credeți. Da, trebuia să fii prezent dacă aveau. Da, i-am invitat. Doamna, ce am vorbit la telefonul cu prezent? Da, da. Știți ce eram în urmă? Nu, trebuia să fii prezent dacă aveau obiectivul. Ești invitat și mărind și tot de notificare. Aveți notificare. Prin care consiliul local o hotărâți să rezilieze contractul și să... Am făcut o casă cu toate documentele atașate și de o mână noastră de la cum am venit. Da. Chiar dacă inițial mi se părea mai bună variantă ca cetățenii să beneficieze de zbori, ulterior am zis noi că poate dacă e o cooperativă care administrează și investește, va fi mai bine pentru... Așa și cooperativa lui Gumicolă trebuia să facă un depozit de 1.800.000 de euro. Și nu s-a putut... 1.800.000 de euro, da. Dar 60 de miliarde. Toți procesare ce avea acolo. Dar acolo e vorba și în ceva de simplice și sunt foarte multe și e foarte greu suma asta. Da. Era un agricultor. Da. La punctul 4 avem aprobarea de vers general la sistemul 3 de apă. Aici avem așa. Deci sistemul 3 de apă, știți despre care e vorba, dar e apa de la sondă, deci fost la rețea veche, prin care noi am avut odată cu canalizarea pus 3 km de conductă. Aia au fost plătiți de către primărie. Nu o să se regăsească nici în documentația care o avem aici, în divizional. Nu se regăsește
decât în proiect ca și lungime de conductă, dar nu se regăsește nicio valoare, pentru că au fost plătite din banii de la primărie, din dezvoltare publică, conducta și ca și manoveră n-am plătit niciun loc, pentru că s-au fost odată cu săpărea canalizării și au fost plătit în manovera la canalizare. Ajungeți iar așa la Cojeriș? Ajunge. Ajunge. M-am dat ce am dat, ajunge sigur. Aveam ca și... Aveam deviz general total cu TVA cu tot, avem 780.000 de lei, în care intră toate automatizările și o să vă descriu că am proiectul... O, domnul Vale, dar e greu să vă descriu cam ce să, ce să face pe acest proiect. Nu ești cu curentul, să nu-ți repede problema. Nu, nu, nu o să repete, pentru că acolo curentul e legat direct din transportor. Deci, știți, acolo aveam pompă la suprafața solului. Acum se află 2 metri în pământ, o să vă am montat pompe submersibile de aceeași putere ca și cele de pe Argeaf și de la Soci, la punctele 1 și 2. Mergem pe varianta să avem aceleași pompe, în caz când s-a arde, să le putem folosi peste tot. 2. Sistemul de automatizare e mult mai complex și mai actual, pentru că nu ne dă voie de SPO. Deci, și pe sistemul 1 și 2, noi mergem cu tratare cu ultraviolete și nu mai admite DSP-ul. La anul o să prindem bani să le modificăm și peste anul. Deci toate ne obligă să fie cu stații de clorinare. Să vă amunta o stație de clorinare care, în funcție de cantitatea de apă, există un debitmetru care măsoară apa, o să injecteze în conductă cantitatea de clor necesară care prevede standardul de rigoare. Apa se va urca pe aceeași conductă în bazinul de sus existent, care va fi supus unor tratamente puternice, în sensul că se va decoperta, se va face iar tencuit cu apă de sticlă, cu tot ce pe exterior, izolație, tot ce ține de reparație și de automatizare peste împrejmuire și se va întoarce pe aceeași conductă până în șosea, după care o să meargă 3 km în sus, spre sud, adică de la capul Părcescului spre primărie și o să mai legăm motocul, tot de aceeași instalație, ca să degrevem restul, de motocul și chiar și Valea Mercinei. La motoc am consultat cetățenii, sunt de acord, sunt convins că vor avea apă mai mult. N-am consultat pe Valea Lată, ca să zicem așa, în Valea Mercinei, pardon, dacă sunt de acord și aceia, că la geamă noi avem prevăzute avem prevăzute 18 cămini pe tot traseul, pe la toate intersecțiile, în ideea că dacă se va mai dezvolta infrastructura de rețea la apă, eu am de apă acolo, să mai putem continua și pe alte străduți. Acolo sunt eu, cu conductul, cu robineți care se vor închide și... foarte bun un curs alternativ. Suplimentăm cantitatea de apă. Eu știu ce am făcut în asta. Foarte bun. Acum e stadiu de... a trebuit. Proiectul e finalizat, s-au făcut lucrări la puț de nisipări, cu studiu hidrologic, expertiză tehnică, toată documentația. Raportarea am făcut, odată cu montarea conductei, am pus căminii de racordare în stradă, pe cheltuiala primăriei, pe numărat, dar la o puțin cetățeni care și-au dat atunci acceptul că își doresc să se racordeze. Dar ele nu m-au montat. Da, în stradă, nu repetăm așa. Nu, garantăm că niciun abonat nu va avea apometru decât în stradă. Am uitat să vă aduc documentațiile prin care am consultat o firmă de automatizare a sistemului de apă 1 și 2. Prin citire radio, care e necesă niște cheltuieli, doamna viceprimară, văzut, e vorba de aproape 70.000 de lei, dar cheltuielile astea sunt numai o dată și nu se vor mai citi continuu. Deci eu autocitire. Se introduce direct în... când eu dau click pe aparat, introduce direct în calculator, în calculator din primărie, în softul de la... Aparat de citit, tapometru, direct... Deci nu mai citesc și atunci am mers pe ideea, când spunea și domnul consilier Zamă, ca să facem apometrile... La fiecare cetățean, da. Da, am mers pe ideea că dacă o să fim nevoie și o să fim nevoie să facem apometrile în stradă, să punem un apometru cu o coloană de 35, cu o țeapă de 350, și atunci el se va citi de la suprafață, fără să... Primar, dar putem să facem
altcumva. Dacă chiar astea cu scos contul arelor în stradă e costisitoare. Punem la arterele principale, punem un contor principal. Și îmi gândesc și la casa scărilor. Și le plătește toți. Da, da. Da, dar, eu și asta o variantă. Și eu am gândit varianta asta foarte bine punctat, dar o să spună cetățeanul X care și-o plătit etapa, de ce să mă obligi pe mine să mă bat eu cu vecinul? De ce să mă aibă fiecare? Știți? Deci măsura trebuie individuală, nu colectivă. Nu va funcționa. Nu funcționează, așa zic eu. Deci individual trebuie. Nu va funcționa. La fiecare... Acum nu este. S-a mărit. Dacă se încetează doar cu un nou sistem, va fi. Că nu mai merge la irigat, la un dat grădina. Asta e un lucru foarte bun. Na, din prima parte... Știi cine puiești. La sistemul ăsta. De bugetul de la anul suntem obligați. Și să va folosi exact unde trebuie apă. Și așa că va fi suficient. Dar se... Cum spunea domnul Lepte. Dacă se... Se va injecta clor în coloană, nu va mai fi cu razii violete. Da, va fi cu... Nu va mai fi la irigat. Legea. Și la irigat și la răsatul și la altea nu va fi bun. Asta dacă se zvonește, dar în realitate și clorul ăla e mică de clor și clorul ăla nu e într-o cantitate mare. Dar suficient că se ude repeta zilnic și se strânge acolo, spui eu. Da, dacă se ude afectează plantele. Nu, dar rare vedere, la 3-4 irigări. Foarte bun. Spun eu. Trebuie grăbite tot. 3-4 irigări, gata. Se să ia și presiune la urmă. Haideți să punem să se înțelege. Deci sunteți de acord cu reparații. Să punem la punctul 4. Da. Doar dacă ajungi la colegi. Ați întrebat și directorul, el a venit. Da, am venit cu notă de fundamentare. Sau vine cu inițiativa, recunoască. Am zis, poate n-am. Nu, domnul director. Părintele chiar își face treaba și e activ, îi sponsorizează și pe asta felicitări. Da, trebuie să vină cu inițiativa, noi am susținut-o. Dar să știți că primăria, nu cea primărie și Consiliul Local, are datoria să sprijine inițiativele pozitive. Cel negativ e să le desfințez. Prima dată erați așa dezamăgit, credea să nu faci față, nu? Nu. Deci eu întotdeauna dau o șansă omului, dar nu de două ori, să mi-o dat. Trecem la diversă. Cortel nu mai a avut a doua șansă. Nu sunt eu cu puțin. Nu bate să apropo de nimeni. Dacă tot am discutat pe... trecem la diversă și dacă tot am discutat mai mult aspecte negative, aș vrea să încheiem cu... câteva aspecte pozitive în care să plecăm cu inima mai deschisă și mai bucurată la această ședință. Jucăm fotbal, ni s-au aprobat, dacă, cum știți, probabil majoritatea ați văzut pe pagina de Facebook a primarului sau pe rețelele astea de socializare, ni s-au aprobat canalizare pe Ghețanini, pe statele Petreștilor și Fânduvăi, în valoare de 18 milioane de lei, 180 miliarde de lei. Aveam aprobat, deci 18 milioane, aveam aprobat drumul pe Valea Mercecă și în Poiana, tot pe Anghel Salini, de 4 milioane de lei, 399,9. Care la fel, astea sunt proceduri de urgență și sperăm ca drumul să începem în cel târziu, în aprilie-mai. Și vă dau și motivația de ce grăbesc, că pentru că bitum și tot ce ține derivați de aia petrolului, se scopesc foarte repede și nu poate să mai fac un prețul care e proiectul și o să trebuie să susțină Consiliul Local, primăria, să susțină diferența care îl susține foarte greu. La canalizare, mai conductele nu cresc așa de repede ca bitumul de la petrol și asta. Dar și plus că la canalizare devizele pentru avizele în vederea autorizării sunt mult mai complexe și mult mai greu de realizat. Dar și canalizarea sperăm ca în cel mult un an de zile să știm câștigătorul. Dar canalizarea actuală când va funcționa?
Canalizarea actuală până la în cel mult 3 luni de zile de aici, acolo îi facem recepția și va funcționa. Deci până în, la 1 noiembrie, 15-20 noiembrie, cel târziu, vă garantez că funcționează. Dacă nu zic că băsesc când doar de viste în 5 minute. Domnul primar, dacă nu închidem... Angel Salini are ceva cu Dinețu? Are, da. Are, nu? Are și fondurile europene are ceva cu Dinețu. Pe fonduri europene avem la Dineță lucrarea de modernizare a sistemului de irigații de 1 milion de euro, care banii sunt deja intrați în cont. Știm investitorul, e un singur investitor, e pe procedura... Beneficiar? Da. E un singur, nu, e un singur investitor, un singur constructor, mă scuzați, care s-a scris în situație. Proiectul l-a făcut oaie, eu sprijinit de primărie, de către organizația utilizatorului. Proiectul vechi. Proiectul vechi, chiar de 3 ani. Da, abia acum am ajuns la... Organizația, nu? Da. Care e cu finanțarea la proiect? Deci, finanțarea e pe oaie. Da, cu sprijinul. Deci, este un lucru. Dar sprijinul normal că trebuie să-l sprijiniți. Cum? Adică dumneavoastră sunteți aici să vă necați, nu? Nu, mai avem tot interesul și lucrăm când reușim să funcționeze. Da. Sigur, OAI-ul a luat... Da, fondul este pe OAI, dar sperați dau OAT-ului Pâncești. Deci comuna va crește cu 1 milion de euro investițiile din comună. Câte comunitate? Da, sunt tot publice și alea. Deci să... Câte comunitate? Nici zero, nici omar. Vorbim de un asfalt, vorbim de ce poate să facă primăria. Da. Vorbim de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, la care Comuna Pâncești e lider de proiect, unde s-a câștigat proiectul de 36 de milioane de euro pe tot ADEU, în care 8 milioane pe Comuna Pâncești. Am depus astăzi bilanțul pe ADEU la ANAF. Sperăm, suntem în procedura de documentației pentru semnarea contractului. Sperăm că cel târziu, până în primăvară, să semnăm contractul pentru gazul metan. Și în cel mult, un an jumătate de aici încolo, să, doi, să ceapă lucrările în cel mult. Să scadă la gaz de 5 ori. O să scadă, că el cresc, cât cresc și când o să ceapă să scadă, da. Când o să viață gazul din Marea Neagră, să știe ce să scadă. Dar sunt să scadă lucrurile astea. Da. Vedem ce mai putem face pe un proiect, pe bugetul local, cum am zis. Pentru anii următori trebuie să vizăm într-adevăr Dinețu, că nu avem un metru de asfalt urmat de primării în ultimii 30 de ani, decât un județean. Și atunci, cum v-am spus, o să stabilim în Consiliul Local traseele care le asfaltăm și acolo o să fie ușor că avem drumul pe fonduri europene, dar să așteptăm în an să iasă din garanție, să putem asfalta de la drumul județean pe la Colac Alexandru Roată prin Chieța. Pe la Chieța și să ieșim pe drumul care face legătura nu prin sat, prin extrapilan, pe după solare, deci să aibă să meargă pe asfalt pe strada solare. Să ne închidem pe la Victor Chieța. Intri pe la Colac și asfaltul la Fugeriș. Deci sigur, sigur la anul, dacă, dacă din banii de întreținere la anul vom, vom turna covor asfaltic prin, pe zona Fugerișului. Pentru că anul ăsta am făcut la Fugeriș și nu am mai fost bani. Da, e adevărat, dar dacă n-am avut bani, n-am avut ce faci. Bani nu o să avem niciodată. Da, am stat și în stand-by cu apa, că vrem și apă, vrem și asfalt. A, fi chiar dacă ar fi să mai aduce două bumbă, mai trebuie bumbă. Nu mai dau trebuie. Dacă nu mai sunteți de acord. Dacă nu mai sunteți de acord. Atunci, luăm în calcul când facem bugetul pe la anul, prezentăm toate și atunci vrea să stabiliți prioritățile. Nu primarul, nu viceprimarul, ci Consiliul Local stabilește. Ce facem? Asta. Cofinanțăm atât aici, atât mai venim cu sumele. Nu asta spune. Prin bugetul local ne rămâne. Pe întreținere avem în fiecare an în jur la 3-4 miliarde vei, la drumul vorbim. Putem face. Reducem balastele, turnăm covor asfaltic, e tot pe întreținere. Deci, covor asfaltic de întreținere e foarte ușor. Nu necesită avizări ca la un drum construit din nou. Așa că... Și mai ales unde e baza, de exemplu, la Dineț. Baza îi... E pusă. Da, acolo trebuie numai un strat. Da, da. Numai un strat. Adevărat. Păcat că dacă mai trec ani, se deteriorează. E adevărat, dar să vedem și ce sume de bani rămân și ce buget o să avem de la anul. Noi nu putem decât, în situația actuală, să încercăm să facem economii,
menținem să avem la sfârșitul anului un fond de rolment, că tot să mai poate rămâne. Dar nu faceți și dumneavoastră cum au făcut cei de la cooperativă. Da, dacă făceam care de la cooperativă, până acum n-a dat nici un metru de asfalt. Noi din 2 în 2 ani am turnat câte un kilometru jumătate de asfalt pe buget local. Ceea ce multe, puțini... Observăm după ce termină curtea de conturi. Treaba... Dar vă prezentă raportul. Da. Termină curtea de conturi, prin și citea raportul. Scumpirile astea totul imprevizibil. Nu, trebuie să vedem... Teribil. S-au văzut ce s-a întâmplat și cu Mărărescu. Opri lucrările pe șantierii, nu putea să oprit ca să... Păi să reactualizeze, contracteze, nu se poate. Adevărat că sunt probleme cu prețurile, cu ăsta, dar noi o să căutăm să demarăm proiecte scurte la obiect, pe termen scurt. Cele care sunt cu fonduri externe, statul o să vină cu anumite ordonanțe, cum e pe porul ordonanță 64, care compensează pierderile astea, pe investul pe PNDN, ordonanța 47, fondurile europene, și toate vin cu niște clarificări și la an la an să compensează într-o altă, în oarecare măsură, într-adevăr, pentru că nu-ți mulțumesc că nu le acoperă decât un 30%, 40%. La minul cultural, nu știu, când e inaugurarea? Minul cultural e finalizat, recepționat. N-am stabilit când se face o inaugurare. Este 2 ani sau? Din mai multe motive. A fost ca o și inițiativă să fie pe 15 august acum, dar nu s-a putut din cauza controlului de la Curții de Conturi, care nu să nu presați aici, plus alte probleme financiare. Încercăm, poate eu știu, chiar și în toamna asta, dacă reușim să facem o... eu știu, numai da, să trebuie... Dar se poate da în folosință. Se poate, oricând, ea poate funcționa. Da, nu s-a făcut, cum zicem noi, inaugurarea cu sfințării, cu agheasă, dar restul poate funcționa. Avem toate avizii, tot. Și de afir și de soroșă bani. Cetățenii pot veni să închirieze, dacă vor. Da, în limita care nu se întrebe de regulament. Da. Și nu pot să vei dacă... Bine, ne-am fi dorit să facem o sfințire și cred că cel mai apropiat termen o să fie 5 septembrie, când încep copiii școala, să facem o deschidere de an școlar în curtea camionului, să chemăm și un post de legionie, un preot, să facă o slujbă, că vin și părinți și asta, și să ne rezumăm la felicitări și tăi tupamici. Acum un an aveam altceva de gând, să facem ceva mai fastuos, să punem din consiliul local, văd la multe primării că scoate ca și negativ cheltuirea banului public pe manifestații sau petreceri, ca să zicem așa, și atunci o să facem ceva strict, o slujbă religioasă, festivitatea deschidere de an școlar, participă copiii și părinții, toți cetățenii comuni. Dar nu justificat, domnul, normal că le pun în sens negativ, dar na, dacă e să faci ceva, eu știu, zilele Pâncestului, și justificat, concret, nu chemați prin smile și dați 20.000, dați 5.000, cred că lumea ar fi de acord să existe. Și ziua comunii, să se adună, să socializeze. O să avem o dezbatere, o să avem o dezbatere în Consiliu și cu chestii. Eu, de când am văzut aspectele astea și pe la alte comuni care le-au închis curtea de conturi, le-au închis conturi și au rămas fără salarii, că erau datori la o fanfare de vreo 10 ani, unul s-au judecat și au închis conturile primăriei. Asta de încerc să fiu mai precaut și încerc să... Care o schimbă formal de măsă. Punem în dezbatere. Dacă Consiliul hotărăște că vreți pe... Nu, pe viitor. Nu știu ce informații, vei aduce. Nu la deschiderea pe mine. Pe viitor să ne gândim și pentru zilele Pâncestului. Eu știu... Mai e adevărat, dar... I-adunați toată comunitatea. Vine aici. Zilele Pâncestului este altceva. Nu am văzut să vorbești de festivitatea. Nu, nu, de deschidere. Deschiderea puteți fi dumneavoastră. Unde trebuie să votăm ziua? Domnul... Inaugurarea căminului una... Cetățenii să fie mai fericiți, ia să recontează. Așa, domnul Bucaciu, deci nu se recontează nimic, noi ce facem? Nu să... Ce să prezentăm sărăcia din comună? Așteptăm vremuri mai bune, să fie liniște pe toate palierile și climatice și militare și economice, financiare. Și atunci, dacă
Vedea că prostul era foarte mai mult. Da. Eu puteam bani așa de rodnit la mine. Alte discuții, întrebări? Alte întrebări dacă mai sunt, dacă nu, propun încheierea ședinței. Mai așteptăm de 20 minute. Vă mulțumim pentru participare și... Mulțumim pentru...